Bună dimineața, viață, bună dimineața, suflete frumoase, bine ne regăsim la mesajul zilnic venit din infinit. Astăzi este despre echilibru, este despre iubire, este despre comuniune și despre unitate. Am folosit pentru astăzi cartonașul din oracolul karmic. Iată reprezentată energia masculină cu energia feminină într-o fuziune cuantică, cosmică și umană. Această carte reprezintă în primul rând faptul că tu te vei îndrăgosti de tine, de viața ta, te vei onora, te vei vedea în sfârșit și îți vei aduce într-un echilibru de plin energia ființei tale, inul și yangul ființei tale, pentru a vibra prin întregul pe care tu îl reprezinți aici pe pământ. Acest mesaj îți vorbește despre unitate, vei simți pe deplin asta starea de unitate, nu te vei mai simți separată de întreg și vei conștientiza pe deplin că ești învăluit într-o energie a iubirii necondiționate care vine să atingă viața ta, universul tău, ceea ce înseamnă și relațiile tale de iubire, relațiile tale sociale, poate profesia ta, jobul tău, familia ta, comunitatea ta și să atingă acolo, sursa vieții cu iubirea sa necondiționată, tot ceea ce este în disarmonie pentru a-ți releva acea stare de unitate, de iubire necondiționată, de pace sufletească și de împăcare. Pentru că ai trecut printr-un tumult în ultima perioadă. De fapt, tot ceea ce s-a întâmplat a fost pentru a dizolva bagaje karmice, programe cu care tu ai venit în câmpurile tale din memoria timpului, iar acum este timpul renașterii tale, ai renăscut în această etapă de tranziție a evoluției tale spirituale, precum pasărea Phoenix. Și astăzi te ridici din propria ta cenușă, îți dai voie să strălucești și îți dai voie să simți pe deplin că ești văzut, ești văzută, ești iubit pentru că ești un copil al Universului, iar Universul conlucrează cu tine, nu este împotriva ta, ci doar mintea umană, care se manifestă de foarte multe ori printr-un ego dezechilibrat, vede ca fiind, să spunem, dezechilibre în manifestările Universului, când nu-i place ceea ce vede și ceea ce simte. Dar dacă noi am filtrat fiecare experiență prin vibrația sufletului nostru, am înțelege că totul este despre a alege, ceea ce se întâmplă în viața noastră este rodul a ceea ce noi am semănat. Și atunci nu trebuie să fim supărați pe nimeni, ci să căutăm soluții, să înțelegem taina fiecarei experiențe, pentru ca noi să putem să mergem mai departe. Și am să vă transmit mesajul exact așa cum a venit el, un mesaj plin de împuternicire, să spunem, da? Astăzi este despre iubire. Suflet iubit, ți se spune din infinit să lași acum iubirea să-ți vorbească. Spune-i da, în timp ce ți încep dansul vieții prin vibrația ei pentru o nouă zi. Iubirea nu cunoaște separare, ci doar întregul, unitatea. Acest mesaj s-a relevat ființei tale pentru că cerurile te învăluie într-un câmp de iubire ce vine de la sursa vieții. Ți se reamintește că în întregul pe care îl formezi cu întreaga creație, tu ești o sferă de iubire ce înnoată în oceanul cosmic al nemuririi și iubirii necondiționate. Câmpul de iubire ce pătrunde este un dar ce vine să binecuvânteze acum viața ta. Cerurile știu că te afli într-un proces al renașterii precum pasărea Phoenix. Iubirea este acum în viața ta pentru a te vindeca de trecutul tău, pentru a optimiza energiile stagnante care te țin încorsetată, în situații nefavorabile pentru tine. Această iubire vine ca un trandafir diafan să atingă cu mireasma sa relațiile tale, starea ta de sănătate, jobul tău, proiectele tale și întreaga ta viață. Scena vieții tale este presărată acum cu sferele focului de iubire eternă, ce vin de dincolo de memoria timpului pentru a releva măreția ființei tale. Primește aceste daruri cerești în viața ta pentru că tu ești un maestru, o maestră ce are abilitatea de a desăvârși cerul prin materie pe pământ
chiar prin inima ta. Aici este portalul de a uni cerul cu pământul. Cuprinde-te în dans cu iubirea și lasă inima ta să strălucească. Cerurile celebrează împreună cu tine, chiar acum și aici, pe pământ. Iată ce mesaj plin de iubire și plin de căldură care ne cuprinde inima și ne relevă despre ceea ce se întâmplă acum în subtil. Știu că nu ți este ușor uneori și eu trec de multe ori prin foarte multe situații de viață, însă de fiecare dată știu că fiecare situație de viață mă duce și mai profund în ființa mea și știu că ceea ce am eu nevoie este exact aici, în centrul ființei mele, și adevărata putere vine din comuniunea cu mine și cu Universul. Și acum aș vrea să te gândești la o situație de viață la care tu dorești un răspuns. Vom folosi cartea Ce-ar face iubirea în locul meu acum, scrisă de doamna Ana Aurora Șuncă. Viața mea se derulează prea încet. Vreau să aflu lucruri noi și să evoluez. Parcă stau pe loc. Ce sfat îmi dă iubirea? Iubirea cântă. Ființele foarte tinere se grăbesc foarte tare și când te grăbești nu ai timp să admiri copacii de pe marginea drumului. Când ai plecat spre destinație, cel mai mare câștig și cea mai mare aventură era chiar drumul, unde te grăbești. De cine fugi? Întotdeauna viața merge perfect, în ritmul perfect, cu oamenii perfecți și lecțiile perfecte, ca tine. Da. Eu am primit răspunsul, să știți, la ceea ce m-am întrebat și întotdeauna vine pe rezonanță ca și mesajele zilnice, întotdeauna ni se răspunde la ceea ce avem noi nevoie și noi le accesăm în funcție de vibrația noastră, da? Dacă vezi acest mesaj, înseamnă că tu, în structuri, vibrezi pe aceeași rezonanță cu acest mesaj. Și mergem mai departe la mesajele cristice dintr-o carte vindecătoare, mesaje primite sub formă de channeling de doamna Ana Aurora Șuncă, mesaje de la Isus. Da? Și haideți să vedem mesajul cristic pentru asta. Lipsa. Lipsa. Ce altceva decât absența iubirii este lipsa? Te-ai întrebat vreodată ce dar îți aduce o lipsă? Căceul spun că are un dar. Și ea nu pleacă până tu nu-l înțelegi și nu-l primești. E o binecuvântare ascunsă. Poate că a fost o zi în care nu ai avut ce să mănânci și ai aflat puterea iubirii divine când cineva la care nu te așteptai te-a invitat la masă. Sau poate că nu știai unde să locuiești și niște cunoștințe s-au oferit să stai la ei, surprinzându-te și ajutându-te nesperat. Acesta a fost un dar, o binecuvântare, căci a putut afla valoarea prieteniei dezinteresate. Ea privește cu atenție. Lipsa ta este dureroasă, dar vezi care este darul ei. Poate că ești bolnav și doar așa afli cât de mult ești iubit și apreciat, lucru care înainte nici nu ar fi contat pentru tine. Privește cu atenție și acceptă darul, mulțumește, binecuvântează și apoi eliberează lipsa. Dă-mi o mie pentru totdeauna. Uneori, Universul are căi nebănuite de a ne arăta anumite situații de viață, de a ne arăta darurile pe care noi le avem în viața noastră pentru a le conștientiza. Sunt acele căi cărora nici măcar la început nu le ghicim sensul pentru că ne opunem, pentru că intrăm prin ego, prin luptă și nu le lăsăm să se desfășoare în planul nostru uman. Dar iată că mintea universală, mintea divină, are un alt limbaj, un limbaj abstract pe care mintea umană de multe ori nu-l înțelege și primim mesajele abia după ce se desfășoară evenimentele. Dar totul este perfect în acest univers, într-o armonie deplină și un echilibru deplin. Drag suflet, acesta a fost mesajul zilei de astăzi. Dacă simți că poate susține și alte suflete, am să te rog să-l distribui tu acolo unde este nevoie și să amintești de citirile energetice personalizate pe care le creez. Am să las toate detaliile în descrierea acestui video. Îți zâmbesc și îți doresc să ai o zi plină de miracole și o zi exact așa cum ți-o dorești tu.